Noile costuri la utilități, dar și dublarea, ori chiar triplarea prețurilor la materialele de construcție duce la stoparea investițiilor. Autoritățile locale se confruntă cu un blocaj în realizarea lucrărilor contractate, lucrări care ar fi trebuit finalizate cu banii obținuți de la grupurile de acțiune locală. Același blocaj este semnalat și la achiziția de echipamente industriale pentru UAT-urile din țară. Alexandru Potor, președintele FENEGAL, atrage atenția asupra riscului ca România să piardă la capitolul investiții în mediul rural, deoarece proiecțiile financiare din trecut nu mai corespund cu cele actuale. Multe proiecte selectate, contractate cu Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale stau, nu sunt implementate, beneficiarii nu transmit un semnal foarte coerent pe această direcție, pentru că încearcă să găsească niște soluții, pentru că din punctul meu de vedere nu se întrevăd speranțe. E clar că dacă prețurile au crescut într-un ritm absolut neprevăzut și spectaculos, cei care au contractat, antreprenorii care trebuie să realizeze acele investiții, nu o să lucreze în pierdere niciodată. Oricât s-ar chinui beneficiarul care dorește să aibă o hală sau, nu știu, să cumpere un utilaj, e clar că nu o să primească nimeni, nu o să fie nimeni de acord să furnizeze acele echipamente sau să facă acele construcții mergând în pierdere, pentru că ar însemna falimentul pentru cei care au contractat. Deci, proiectele astea sunt sortite, pe de-o parte, blocării și ulterior eșecului. Ce se va întâmpla? Ele se vor întoarce foarte târziu către anvelopa financiară a Ministerului Agriculturii, Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale, și practic probabil 2022-2023 vor fi convinși beneficiarii că nu se poate face nimic altceva și vor fi reziliate, rămânând un timp foarte scurt pentru a fi din nou repuse în lucru, a fi relicitate, deschise. Și atunci există un risc important de a pierde bani spre orizontul 2023 și chiar 2025, dacă funcționăm pe regulile de tranziție.